Astăzi ne jucăm Fortnite pe fiecare regiune. Regulile sunt foarte simple. Am un match per regiune și dacă nu fac măcar un win, trebuie să dau gift de 1000 de V-Bucks unei persoane random. Este ziua 7 în care postăm zilnic în luna august. Până acum merge absolut senzațional. Ați dat o grămadă de like-uri, o grămadă de share-uri, o grămadă de comentarii, o grămadă de subscribe-uri, așa că hai să vedem dacă putem face 7 like-uri. Și mai ales urmăriți clipul până la final, că e banger. O să ne jucăm pe Oceania, Brazilia, Asia, Middle East, America și Europa. Începem cu regiunea cea mai grea, unde o să avem cel mai mare ping, Oceania. Adică Australia, adică de unde joacă Lachlan. 322 ping. Teoretic în regiunea aceasta avem cei mai slabi playeri, dar rămâne de văzut. Hai să nu ne aruncăm, mai ales că o să jucăm cu 300 pingovici. Și ca să fie totul corect, aterizăm în fiecare regiune în aceeași locație, fix în mijlocul mopii, Restore Drills. Și da, o mică paranteză, mi-au dat 10 de persoane comentarii, vezi că Crosshair X se folosește dezactivând ținta din Fortnite. Unii erau atât de nervoși. Apăs acum și se înregistrează comanda în 3 minute. Chat, erau vreo 2 atât de nervoși că mă jucam cu Crosshair X și aveam ținta din Fortnite activată. Voiau să vină peste mine acasă să mă bată. Gata, dezactivez ținta din Fortnite când mă joc cu Crosshair X. Wow! Dacă ar fi să mă întrebați câteva chestii despre această regiune, nu prea știu să vă zic. Adică știu că sunt youtuberi ăștia. Erau Xbox Wins, era Mr. Fresh Asian, Laser Beam, Loser Fruit, bineînțeles regele Lachlan, dar l-a menționat deja. Adică toți ăștia fac content de aici. Na, se zice cum ar fi că playerii sunt mai slabi decât în celelalte regiuni. Și cam atât, ci că sunt șerpi mulți prin Australia. Ok. A revenit miniganul și am făcut un kill. Ăsta se heala, by the way. What the heck? A revenit miniganul Chatovici. Chiar astăzi, mai devreme, de fapt, s-a făcut update pe acest joc mirobolan, dar care am făcut live și live pe care mi-am luat stream snipe și era să am un mental breakdown. Sper că v-a plăcut kill-ul ăsta, chat, că e posibil să fie ultimul. Sunt prea bun. Oh. Au, 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 au. Bro, playerii ăștia din Oceania se cred amuzanți. Așa că m-am healat și mă duc înapoi să vedeți ce le fac cu miniganul. Îi prăjesc. Pui prăjit îi fac. Deci pe ăsta l-am văzut și mai devreme, chat. Oh. Ok, o să plecăm de aici. Playerul ăsta e prea obraznic. Pleacă! Pleacă, 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 pleacă. Are și medalioane. Pleacă, bă, lasă-mă în pace. Ok. Dar nu înțeleg. Nu. Se ne pa bien. Am tulit-o. Trebuie să jucăm smart. Dacă o să-mi bag la box fight cu australienii, nu am nicio șansă. Eu vreau doar să trag așa de la distanță medie cu miniganul. Mamă, l-are Victory Crown. 40. Chat, chestia e că nu mai putem fugi acum. Pleacă. Facem așa. Urcă! Urcă, mă, în mașină! Ok, bam. Bă, dar nu mai spama, mă, nu e frumos. Nu mai joc cu tine. Hai că a venit altul. Urcă! Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Doamne, ce manevre știu să fac. Șusta e că playerii sunt slăbuți, efectiv. Dacă aveam 50 ping, playerul ăla era deja de 10 minute în alt meci. Oh, chat, am găsit Cybertruck de pe Australia. Altceva. Am pupat? Pleacă că ăsta o să tragă cu chestia aia. 3 kill-uri cu 300 ping. Bro, cum fugi de mine când am 300 ping? Nu ți-e rușine? Iar ăsta de mai devreme. Nu, te rog, 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 te rog. Yeah! Ce bun sunt!
Bro, ăsta avea Victory Crown. Bro, te-am bătut cu 300 ping. Bro, apucă-te de Minecraft. Chiar e adevărat, chat. Australia e cea mai lejeră. Deci dacă mă duc și mă mut în Australia, câștig FNCS-ul, băieți. Bro, efectiv ăla era cel mai transpirat player din tot lobby-ul și l-am bătut lejer. Sunt atât de confident acum că mă duc pe celălalt player cu medalion. Baram papam. Oh, 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 oh. Sui. Tapat. Da, mă, da. Medalion. Pe prima regiune unde întâlnesc NPC-uri care să care medalioanele. Chat, ce e cu regiunea asta? Bine, hai totuși să nu o discredităm atât de mult. E posibil ca ei să doarmă acum. Nu știu exact ce oră e. Calculați voi. 19.00 Bucharest time to Australia. Ok, mai am doi adversari și câștig meciul. Sunt șocat. Trebuie doar să le elimin pe acest pufuleț care fuge de... Fugite un player cu 300 ping, serios. Dacă se și bate, e perfect. Am făcut? Mamă, ce idee mi-a venit. Ce idee mi-a venit. Cum fac win, bro, cu 300 ping? Prea easy peasy lemon squeezy. Chat, să vă luați emote-ul gratis cu Paul de un pe shop. Da, doar pui Paul de un pe shop pe viață și o să primești un emote. Se numește Ghidi Sirup. Vă pup. Trecem la Brazilia, unde aici o să avem 240 ping. Hai să vedem, poate sunt mai profesioniști playeri aici. Brazilia, 240 ping, chiar 230. Aterizăm, bineînțeles, corect, eficient în mijlocul hărții. Lutăm puțin așa la Caterinca. Parcă se simte așa un improvement la cum se mișcă jocul. Iarăși minigun. N-am cum să nu-l folosesc, mai ales acum când e proaspăt băgat în joc și e puțin OP. Pentru că asta e rețeta clasică Fornetti. Bagi un item nou și îl faci OP câteva zile și după îi dai nerf. Fornetti clasic. Apropo, chat, a apărut acest timer în Brutal. Aparent o să avem un mini event și vă dați seama că sunt mega entuziasmat și cred că și voi în sfârșit să avem ceva content așa mai puternic dezvoltat și pe joculețul nostru uitat de lume și care toată lumea zice că e mort. Te pup! Bă! Am... Doamne, 1 HP, jur că s-au mai dus vreo 10 gloanțe în tine. Prin câte emoții ne trece clipul acesta de Fortnite. De la un win entuziasmant pe Oceania cu 300 ping, lăsăm Brazilia în urmă fără niciun kill, deși aveam un ping respectabil de 240 și suntem eliminați cu 1 HP. Aia, regulile sunt reguli. Trecem pe Asia la 195 ping. Ok, pe regiunea asta au fost jucători români care au făcut win la solo cash cup. Ar trebui măcar câteva kill-uri, măcar. Bă, dar de ce am aici 250 ping? De ce am mai mare ping-ul ca pe Brazilia, bro? Bro, scria că trebuie să am 200 ping. Mamă, cred că am merit niște servere oribile. Deci, efectiv, e mai rău ca pe Brazilia aici. Vă dați seama că am ales și eu o locație. Eu nu mor chiar din prima. Easy? Pleacă-mă de aici. Rabbit kicks. Afară din meciul meu. Ok, am început semi-decent pe această regiune unde nu ar trebui să avem ping-ul așa de mare. Bună, sunt căutat, vă rog la steala. Ia să vedem. Avem acest player. Ok, mi se pare că am tras fix în tine, bro. Bă. Oh. O deluță. Deluță, cu minte. Bun. Da, mă, deluță. Atunci, că imediat mă duc înapoi pe playerul ăla. Am avut el după eu se bată cu mine. Am pat? Am pat? Stai așa? Stai așa? O să lăsăm sniperul și o să luăm boom-baul acesta. De fapt, nu așa se cheamă. Se cheamă Cover Fire Boom Bolt. Nu contează. Hai de curiozitate să încercăm niște 90-uri pe 250 ping. Opa, hai. Bam. Nu, încercăm acum niște 90-uri. Bam. Bam.
Ok. Ceva parcă... Cred că au fost, nu știu, ziceți voi în comentarii dacă vi s-au părut 90-uri sau nu. Opa! Cred că vedem următoarea victimă. Altceva. Ok, scuzați-mă că întreb, dar această regiune are și playeri adevărați? Am înțeles că Fortnite-ul s-a închis în China sau ceva, dar totuși... Înapoi în lobby, nătăflețule. Brother! Doamne, zici că mă joc harta aia de creativ, 99 bots. E posibil să fie ore exotice și pe aici. Ești bun, dar nu ești căutat din vară la steaua? Nu-ți fost un player real. Deci eu când o să iau bătaie de la un player cu 250 ping, aia o să fie ziua când mă las de Fortnite. Agăți mouse-ul în cui și zic, gata, mi-a ajuns. O să mă duc atunci pe Roblox, Minecraft. Ok, chill. Don't panic. No panic, man. Îmi dansează mie, bro. E născut în 2006. Lăsați în comentarii câți ani are dacă e născut în 2006. Mai departe trecem pe regiunea Middle East, unde ar trebui să avem 130 ping. Teoretic, practic, vedem. Deci aici avem fix 126 ping. Deci pentru cei care se întreabă cum este determinat acest ping, practic noi dacă ne setăm regiunea pe Middle East, o să jucăm pe serverele de pe Middle East, care dacă sunt în India la aproximativ 5.000 de kilometri și noi ne jucăm pe serverele alea, logic o să fie un delay mai mare și de asta avem 120 ping, dar e playable. Haide cea, e playable, chiar e playable. 125 ping, ar trebui să îi arunc de pe hartă, dar avem contest, prima dată când avem un contest mai serios. Ok, 13? Nu, bro, încă o dăm. What? Stai. Am plecat de aici. Adio, dar rămâi cu bine. Succes să mă mai prins. Oh, au. Câți playeri sunt, frate, în Middle East? Stai, cred că sunt NPC-uri alea. Deci nu? Te-am luat zidul? Edit? Chiton. Opa, am văzut aici un player. Care pare bunicel. Se hilează omul nostru. Ia, hilează asta. Am înțeles. Hilează asta. Stai puțin. Bro, nu mai aveam gloanțe nici în prima oară, nici în al doilea. Ce puteam să-i fac? Jur că videoclipul ăsta mă trece prin absolut toate emoțiile. Chat, trecem pe America. NA East, 120 ping. Pe regiunea asta joacă Clicks, Buga. Aici s-a mutat Mongrel, Mr. Savage, Veno. Și aici, în teorie, o să găsim jucători mai slabi ca pe regiunea noastră Europa, care e considerată de departe cea mai grea. Bun, chat, hai să le arătăm un pic la pufuleții ăștia americani cum se joacă Fortnite. Ne așezăm corect pe scaun, îndreptăm postura, frumos, umerii pe spate. Haideți, mă, pufuleții americani care mâncați toată ziua burgeri. Și ar vrea să le dau cu jocul în cap la toți. Avem contest? Puțin așa. Apropo, folosiți skin-ul ăsta, nu știu ce, mi-au dat variantă nouă sau ceva. N-am idee, doar am dat echip pe live. Jocul nu se mișcă chiar oribil, dar tot prefer regiunea mea Europa cu 30 ping, chiar 20, chiar 15 zilele bune. Am fapt, am salutat, asta înseamnă să ai all de pe shop. Mamă, stai că avem și drone de-astea. În cine trage aia, mă, fratele meu? Culcat? Și asta îmi place, că aici nu mă joc Bot Simulator.
Leeri reali, ca mine și ca tine. Rucat. What? Mongral, tu ești? Dacă Paul? Be smart? Paul? Bă, ești altceva. Paul 2, ești efectiv altceva. Când cresc mare, vreau să fiu Paul. Bro! Care mai este? Bro, ce place Fortnite-ul! Imaginați-vă să fii playerul ăla, bro, cu medalionul. Să fii transpirat, adevărat, grinder, să-ți dai viața în fiecare zi, să te joci la turnee. Și vine Paulica 2M și te bate cu 130 ping. Paulica 2M, care s-a jucat 16 ore de Fortnite sezonul ăsta. Bro, prea ușoară regiunea asta. Bro, nu știu de ce stau tot timpul play rich. Tot timpul găsesc pe... Două medalioane. Yes. Gatekeeper-ul mitic. Două medalioane. Ce să mai vrei de la viață, efectiv? Trebuie să am grijă? Am auzit player pe aici. Un pic de atenție la neatenție, ceea ce suntem Gucci. Dar oricum suntem Gucci. Na, îmi place gatekeeper-ul. Îți mulțumesc de ofertă. Bro, am toate medalioanele într-un match în care am 110 ping pe America. Normal că te pușezi, fratele meu. I'm sorry, dar normal că o să te pușezi. Asta. Hai vreau mâncoa. Am plecat. Are pumnii. Am plecat. Adio, dar rămâi cu bine. Dacă vine cu mine... Opa, fratele meu, ce face aici? Dacă vine ăsta după mine. Dar crede că nu l-am văzut. Bro, se crede sneaky. Ba nu. Am avut vedenii, am avut halucinații. Îmi pare scuze. Chat, mai sunt 10 secunde. Se închide zona? Nu, mă duc în zonă că chiar îmi doresc din suflet să câștig meciul acesta. Foarte important pentru mine. Așa că ne ducem aici. Nu, jucăm ca la turneu, efectiv. Nu ne jucăm. Îmi place și mie de câteodată ce chestii scot pe gură. Hai, am făcut mare fortăreață. Acum doar ne uităm după playeri cu arbaleta mitică. Așteptăm pufuleții. Haide, bro, nu mai am răbdare, efectiv. E un match de Fortnite. Calmați-vă. Oamenii mei chiar campează, bro. Chill out. Ia. Opa. Am auzit ceva chat. Trebuie să mergem de urgență să investigăm. Ia uite-l. Ia uite-l, mă. Da, mă, da! Professional player, bine! Le dansăm? Și dansul default-ului, bro. N-aș putea. Iar acum, ultima regiune de astăzi, ultimul match este pe Europa. Și pentru că am făcut win deja și nu trebuie să mai dau 1000 de V-Bucks, o să-i dau oricum gift de 1000 de V-Bucks persoane care nu are niciun like la comentariu. Deci, hai să vedem dacă reușește cineva. Persoane care nu are niciun like la comentariu în primele 7 zile de când am postat acest clip, ok? Respect. Iar acum, bineînțeles, pe regiunea noastră unde avem și noi 29-30 ping corect, playable, jucabil, respectabil chiar, ar trebui să facem atmosferă, ar trebui să ne distrăm puțin cu playerii aceștia, să ne simțim bine, să nu ne stresăm prea mult. Uite-l pe Martoz. Ce faci, șeful meu? Bro, nu înțeleg de ce nu nimeream. Mă simt ca pe America încă, cu delay-ul ăla. Ceva ciudat se întâmplă în cărierul meu în momentul de față, dar măcar l-am bătut pe Martoz. Nu, era rău dacă luam și eu medkit-ul ăsta din prima, sincer.
Easy! Bam! Ia, dansul default-ului. Înapoi în lobby. Bă, înapoi în lobby, nu sta spectate. Mamă, mai sunt playeri aici, hopa. Am făcut? Ce făcut, mă, fratele meu? Ce încercați să faci aici? Șuste, per șuste, din alea. O știu, nu? Playerul ăla are cel mai slab aim pe care l-am văzut în viața mea. Cred că și spazii trage mai bine ca el. Băi! Da, se simte că am intrat în cea mai transpirată regiune cu toți transpirații de pe planetă. Și e evident că suntem cei mai buni playeri aici în Europa. Bun, ne-am făcut și noi un pic full cu cactușii. Trebuie niște mețuri. O să batem repede un player. O să batem repede un player chat cu materiale. Chiar trebuie să luăm în serios aici. E regiunea noastră mamă. Ce faci, mă, fratele meu? Ce faci pe aici? Tu nu știi că aici este domeniul Paul 2 M-istic. Opa. Nu, no, trebuie să plec. Trebuie să plec, că n-am shield și nu pot să mă bat cu transpirații europeni fără shieldovici. Bam, 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 bam. Da, mă, da. Am nevoie urgentă de niște shield. Hai că e bine, am găsit un cacol, astea. Ok, ești. Ok, de toate trei medalioanele au playeri separați. Efectiv, nu poate fi un lucru bun asta. Înseamnă că avem jucători bunicei. Am prins zona. Ok. Hai că nu-s chiar la turneu. Uite-l pe ăsta. Tu ai venit pe mine? Așa tu pe uți permiți? Eu uite câte materiale ai, că eu am gloanțe. Păi stai, că nici așa nu-mi convine. De ce ai tu haiul? Bro, nu e ok. Stați un pic. Ne încărcăm armele. O jucăm smart chat. Mergem pe hai. Suntem cei mai buni. De departe. Da, parcă e un pic de diferență aici față de celelalte regiuni. Ok, ăsta are crown. Ăla are... Nu, a luat la 2 medalioane. Na, nu. Uleu. Nu e bine, a luat la 2 medalioane. Foarte rău. Suntem 3. Nu pot să cred că așa se termină challenge-ul de astăzi, bro, printr-o neatenție de-a mea. Extraordinar, cea, dar măcar sper că v-a plăcut. Și dacă văd că v-a plăcut foarte mult acest clip și l-ați trimis la toți prietenii voștri, data viitoare facem, am câștigat un match pe fiecare regiune.